Felina proful meu cu probleme de matematică. Așa mai, probleme de matematică dintre cele mai interesante, nu? Da. Aici asta facem. Probleme cele mai ciudate, mai fisticim, mai greu de rezolvat. Aici le putem găsi răspuns. Așa că pornim repede la treabă. Dar am mai și amenințat mai devreme ca niște ghișiții care mă vor pune pe gânduri. M-am propus data trecută, ieri adică, să compuneți voi niște ghișiții, da? Și să încerc eu să le rezolv. Și dacă mă încurca, înseamnă că sunt niște ghișiții foarte frumoase. Și în momentul acela voi și interveniți, pentru că ați greșit acolo, da? Vă rog. Deci. Daria. Acolo, Adam. Paranteză pătrată. Da. Paranteză rotundă. Bine. 200 ori 2. Până aici m-am descurcat, da? Da. 200 ori 2. 200. Ori 2. 2. Închidem paranteza rotundă. Da. Împărțit la, deschidem paranteza, A plus 9. A plus 9. Închidem paranteza, închidem paranteza pătrată, împărțit la 2, închidem macolada. Împărțit la 2, deci închidem macolada. Ori 9. Ori 9 este egal cu 180. X-ul. Au, să-mi văd, că așa X-ul. X-ul. A, să pun X-ul, da. Da. Așa. Oh, ce bună ce vreau să X-ul este. Da. Davide! Așa să fie pe asta. După asta, Davide. Davide, Davide, te rog, mă ajuți că... Ușor. Ușor? Ajută-l, domnul. Ajută-mă. 180 împărțit la 9. 180 de unde? La 9. De ce împărțit la 9? Începe la sfârșit. Aha. Dar Davide, că tot să scriu acolo, eu zic să scriu tot, nu las așa bucățele. Asta să o facem aici, David. Adică 400. 400. Crezi că a mai avut important, a mai fost important să pun asta în paranteză? Nu. No. Deci, punerea în paranteză acestea e presos. Punerea în paranteză. Dacă ar fost 200 plus 2 și pe unul împărțit la, da. Dacă ar fost adunare sau scădere, merita să pui în paranteză. Dar așa, ăsta nu se justifică. Exact. Da. Că știi că se execută în ordinea în care apar semnele. Corect. Mulțirii și împărțirii. Și atunci, paranteza asta, ai pus-o, dar eu vreau să spun că n-aș și pus-o. Da? Deci până aici, David, suntem tari, da? Și zicem, 200 ori 2 face 400. Dar scrii știu că e tari. 400. 400. Împărțit la A plus 9. În paranteză dreaptă. În paranteză pătrată. Dreaptă, pătrată, așa. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Egal cu 180 împărțit la 9, care ne dă 20. Egal cu 20. Echivalent. Condu-mă, te rog. Echivalent. Cu? Cu 400. Așa, 400. Și nu crezi tu, da? Da. 400. 400 în paranteză pătrată, împărțit la A plus 9. Închidem paranteza mică. Da. Închide paranteza pătrată, egal cu 20 ori 2. 20 ori 2, adică de dată 40. Crezi că mai aveam nevoie să fie în paranteza dreaptă? Nu. Nu mai era. Nu mai era. Nevoie, da? Bun. Echivalent. Echivalent. Cu? Cu 400 împărțit la A. Atunci trebuie să bate bățul la plus 9, dar nu știi că a plus 9. Fac 400 ori 40. Aha, deci A plus 9. A plus 9, asta vrei să spui. A plus 9 egal cu 400 ori 40. 400 ori 40. Care ne dă 8, nu, 8000. 4, 16. 16 și cu câte 0? 1600. Deci cu 3 zerouri. Da. 16.000. 16.000. 1, 2, 3. Da. De unde A va fi egal cu? A va fi egal cu 16.000. Da. Minus 9. Minus 9. Și face? Și face 10 minus 9, 1. Da.
9 minus 0. 9. 9. 0. Nu, 9. 9. 9. 9. 5. 5. Și 1. Și 1. 15.991. Așa pe la dare? A, este 15.991. Nu ai fost așa. Mai vedem, poate am greșit noi, până când ea este expertă, a propus greșițiu. Deci noi s-ar putea să fie greșit. Nu ne certăm pe ea cam dată, da? Vedem încă o dată. Și până vine și locuim numărul și dacă merge toată treaba, atunci e povestea perfectă. Ne întoarcem. De ce am făcut aici? 202, nu? Da. E bine. A plus 9 rămas. Împărțit la 2, bine. Egal cu 180, împărțit la 9, 20, 180 împărțit la 9 și-a fost 20, e bine. 400 împărțit la plus 9, egal cu 20, cu 20 ori 2, că și împărțirea da. Așa că ce-am mulțit, e 40. Atunci, de împărțitul, egal cu împărțitorul, oricâtul, nu? Da. De împărțitul, egal cu... Acolo cred că ați greșit. Cât am greșit aici, mă... Aici, la împărțirea asta, 400 împărțit la ceva, să dai 40. Auzi, mă? Adică aș trebui la... De împărțitul egal cu împărțitorul, ori câtul plus restul. Și atunci cum aflăm noi împărțitorul? Să știți că... Bine, 40, 400 împărțit la 40. Împărțit la 40, nu ori 40, aici ați greșit. Nu, mai împărțit, am zis eu. Nu ne certăm, că dacă cum am greșit noi. Tu îți dai seama, ne făceam așa de rușine acum. Și filmează. Mai bine ne vedem noi, da? Ea a gândit acolo așa. Și ne dă 10. 400 împărțit la, împărțit la 40. Și face 10. Da? 10. Și atunci A egal cu 10 minus 9. Și A egal cu? 1. Deci 10, A egal cu 10 minus 1 și egal cu 9. 9. 10 minus 9 și egal cu 1, da? Da, da. Iată că l-am găsit. Deci am învățat un lucru. Când faci o chestie, nu te întâmplă la ceartă repede. Mai bine mă refaci noi odată, că știu. Că ea a fost autoarea. Da? Nu te putem, nu ne putem certa. Deci m-am încurcat cu asta, domnule. M-am încurcat, da. Aici am fost de atez, mă. Vezi? Am mers mecanic, așa. Dar dacă nu suntem... Vezi, eu am scris ce mi-ai spus tu. Da, am și eu greșit o parte din mine că am scris. Dar toată povestea era la tine. Comanda a fost la tine. Deci de împărțitul ăsta, ăsta e împărțitorul și ăsta e câtul. Ca să afli împărțitorul, împărțim pe cine? Pe de împărțit la câtul împărțirii. Da? Și îți dă împărțitorul. Asta să ținem minte, dacă mă faci mai greșeală asta. Bine? Vrem mai departe. Alta, exact, Dani. Dani. Ok. Acolo, Adam. Băi, aici nu mai greșim? Nu. Încercați. Deci. Hai. Acolo, Adam. Paranteză pătrată. Da. Paranteză rotundă. Da. 2000 împărțit la 1000. 2000 împărțit la 1000. Deschidem paranteza ori. Deschidem paranteza. 1000 împărțit la 10. 1000 împărțit la 10. 1000. La 1000 împărțit la 10. S-o paranteză. Închidem paranteza rotundă. Da. Închidem paranteza pătrată. Da. Ori A. Ori A. Plus deschidem paranteza 190. O paranteză rotundă deschidem, da? Da. 190 ori 0. 190 ori 0. Închidem paranteza plus 1. Da. Închideți paranteza așa, plus 1, așa, așa vrea. Așa, ori 2, este egal cu 802. Egal cu? 802. Ori 2 unde? Deci, închidem acolada. Închidem așa. Acolada. După plus 1. Ori 2. Deci, așa. Deci, după plus 1, închidem acolada, ori 2. Da. Da, egal cu? 802. 802. Hai să facem niște observații. Tu ce ai fi făcut? Cu parantezele astea. Cu parantezele astea, așa. Dar dacă unele dintre paranteze nu sunt de prisos. Asta vreau să vedem, Dari. Iar n-a spus X, domn profesor. Ai, ai, ai. Ia. 190 ori 0. 120 ori 0. La ori 2. Și ori 2. Și ori 2 ăsta. Da, a scris-o bine. A scris bine. Da. Te rog, acum, Darius, să spui tu, cum ai, Davide, cum ai fi scris tu exercițiul ăsta? Adică vorba de, dacă te renunțe la anumite paranteze, dacă nu au fost de prisos,
Noi suntem economiști. Da, au fost, au fost. Care? Au fost. Acela de lângă 2000 împărțit la 1000. Prima paranteză rotundă. Prima paranteză rotundă. Deci asta o putem șterge, că nu se justifică. Corect. Și ultima paranteză. Care rotundă? 190 ori 0. Și 190 ori 0. Categoric, așa. Da. Doar atât. Dar aceea e bună. Asta e bună pentru că putem să facem aici am fi greșit dacă am fi făcut după împărțire să facem înmulțirea și până împărțirea. Da. Ea ne anunță, faceți pe asta întâi. Deci o respectăm. Acolo. O functia, ordinea, da. Autoarea, e povestea ei. 1000 împărțit la 10, 100. 1000 împărțit la 10? Da. Unde aici, da? Da. Dar și aici să facem mișcarea. A, da, 2. 2. Deci vine 2. Ori. 100. Da. Ori A. Ori A. Plus 0. Plus 1. Plus 1. Egal. 1. Totul într-o paranteză rotundă. Putem pune acum? Egal. Ori 2. Nu, el vrea egal. Egal deodată? Da. Deodată la mână. Cu paranteză. Fără paranteză. Egal cu 8 împărțit la 2. 82 împărțit la 2. 82 împărțit la 2. Adică 400. Adică vreo 401. Adică vreo 400 exact. Bun. Zicem acum. Continuăm. 200. Deci, nu, 2 ori 100. Adică cât? 2 ori 100 ori A. Adică cât 2 ori 100? 0 egal cu... 2 ori 100. 200. Bine, zici bine, nu? 200, da. Nu, dar eu vreau să fac așa. 2 ori 100 ori A plus 0. Plus A. 2 ori 100 ori A. Ori A. Ori A. Da. Ori A. Ori A. Ori A. Plus 0. Plus 1. Plus, nu, plus 0. Plus 0. Egal cu... Așa vreți să scriu. 400. Așa, 400. 400. Dar de ce mai mai pot să scriu plus 0 ăsta? Da. Ca să da. Vezi dacă îți fac plus 0 sau plus 1. Nu ești frumos de ăla ăsta. Nu mai scriem, da. Și? Și acum facem. A egal cu... A egal cu... 2 ori 100, care e 200. Da. Împă minus... Deci vine 200... Dacă dai deodată... Deci 400 minus 200. 400 minus 200? Da. Dar aici nu-i... Nu e adunat, e și mulțit. Nu, da, eu mă gândeam la plusul ăla de lângă A. Asta îl știu, că stă... Atunci e împărțit. Deci 400... Împărțit la 200. Împărțit la 200. Și face? Și cât face din treabă? 400... 2. 2. Deci A egal cu 2. 2. Dar ea bine? Bine? Corect, bine. Nu, e bine. Nu e încurcat aici. Deci nu ne-ai încurcat. Și mai ai vreo una? Nu. Nu mai ai. Nimic. Așa, am înțeles. Este un prim început în compunerea ieșiților. Ca să te introduc, am uitat numele Ionuț. Ca să te introduc, am propus, i-am rugat să compune ieșiții de acestea și să vedem când vin la rezolvare, dacă reușesc să așez niște ieșiți așa de frumoase încât să ne încurcim. Am compus și eu unul. Da? Ai compus și tu. Da. Gata. Îl fac și pe altul. 6.666. Acum cu toții îl facem pe altul. Da, cu toții, că eu l-am compus. Da, am înțeles. Acum îl compui. Da, domnule. Ia să vedem. 6.666. 6.666. Minus. 6.666. Da. Minus. Paranteză rotundă. 66 împărțit la 6. 66 împărțit la 6. Plus X. Închideți, nu, nu. Plus X. X. Minus. 6666. 6666. Împărțit la 6. Împărțit la 6. Plus. Tot o paranteză aici. Așa, acolo sunteți. Plus 666 împărțit la 6. 666 împărțit la 6. Închideți paranteza acum, domnul profesor. Ori 6. Deci ori 6. Egal 666. 666. Nu vă place exercițiul meu? Frumos. Și frumoase. Frumos. A, ușor. Cine îl conduce? Eu.
Eu nu scrie, nu l-am auzit vorbind. De mult nu l-au auzit. Lucrați acolo. Fiecare lucrează independent. Eu nu-ți conduce. Și conduce el, da? Vorbești și lucrezi. Stai un pic, că n-am transcris tot. Hai, te aștept. Gata. Acum, putem face, mai întâi rezolvăm din paranteză și putem, 666, putem să împărțim la 6. Să facem un plan de lucru acum, da? Da, și 6666 împărțim la 6 și 666 împărțim la 6. Bun. Deci începem să scriem la o margine, zicem 6666, că scriem egalitate, echivalent, da? Echivalent. 6666 minus, nu luăm paranteza deoparte, minus. Deci scriem egalitate și acolo unde putem face, facem calcul, da? De aia zice echivalent. Scrie echivalent și lucrează. Și te uiți mai pe căițelul tău și dictezi, că eu să... 6666 minus, paranteză. 66 împărțit la 6 este egal cu 11, da. Plus x, da. Minus 1111, plus 111, da. Închidem paranteza. Închidem paranteza, ori 6 este egal cu 666. Perfect, echivalent. Acum mai putem afla și acolo. Hai să adunăm pe 11 cu 111. 111, da? Da. Că minus 1111 nu mai descurc aici. Deci ascult, să adunăm pe... Ăstea adunăm pe 111. Și cum spune ce este, da? Deci, da, și este egal cu 122. 122. Deci, zicem din nou, 66, 6666. Vorbește, te rog. 6666 minus 11 plus 112 este egal cu 122. Deci, 122 punem. 122 plus x. Plus. Minus 1111. Da, 1111. Da. Ori 6. Egal cu 666. Ia să vedem acum ce mai ne vine nouă în minte să facem. Trebuie să facem ceva acolo, nu? Se pare că ne am încurcat așa, dar ne descurcăm. Da, da. Trebuie să fim încrezători în noi. Hai să scrim pe 6666 într-un fel. 6666 într-un alt mod. Ca fiind 6 ori cât? 6 ori 1111. Așa facem. Zicem, echivalent cu scrierea următoare. 6 ori 1000, nu mai pun paranteză, să zic, 1111, înseamnă 6666. Minus, în paranteză, 122 plus x, minus 1111, da? Da, ori 6. Vorbește tu, egal cu? Este egal cu 666. Da, echivalent cu? Echivalent cu? Ei, ce să mai fac eu aici? Văd 6 ori ceva și 6 ori ceva. Ce aș putea face de aici? 6 ori și 6 ori. Șase ori și până 6 ori asta.
Ia să vedem așa. Dacă spun 6 pe lângă A plus B, cum scrii tu pe asta desfășurată? 6 pe lângă A plus B. Cum ai scrie? Ai putea să faci asta? Altfel spus, cum scrii tu 6 pe lângă 3 plus 7? Vorba de proprietatea de distributivitate. Ați învățat-o. Cum scrie? 6 mulțit cu 3 plus 6 ori 3 plus 6 ori 18 plus 42. Asta mă interesează. Nu mă las așa, că nu mă interesează rezultatul. Acum, nu poate fi privit și din dreapta spre stânga? Deci 6 ori plus 6 ori, se scoate 6 în factor. Da? Pe lângă 3, au rămas 3 din primul, plus 7. Deci orice egalitate poate fi citită din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Eu acum vă atrag atenția că aveți 6 ori ceva. Minus 6 ori ceva. Minus 6 ori ceva. Adică este situația asta, 6 ori ceva, plus 6 ori ceva. Și care se scrie ca fiind 6 pe lângă, nu? Conform distributivității. Dă pe 6 în factor. Da? Da. Nu e clar loc în factorul. Nu, factorul tocmai aici este explicația. Scoaterea lui 6 în factor este ca urmare a distributivității. Corect. Dar am aplicat distributivitatea și mă întorc înapoi. Cum ar fi acolo dacă... Deci, încă o dată, e 6 ori, parcă 6 ori 3, închipuiți-vă că s-ar fi 3, 6 ori 3, da. Plus sau minus, nu are importanță, e plus sau minus, nu are importanță, 6 ori 7. Cum o să facem ca să fie ca acolo? Acolo. Cum să facem? 6 pe lângă. 6 pe lângă. 1111. Minus, că e cu minus, toată paranteza asta. Da. Corect? Da. Deci asta înseamnă să sesizăm darea. Fii atent, urmărești și tu. Este important. Corect. Aici este lucru de finețe. Corect. Da? Deci atenție, darea. Ce facem acum? Deci, 6, scriem într-un alt mod, 6 pe lângă. Din primul membru a rămas doar 1111. 1111. Da, minus. Hai să pun pe asta paranteză dreaptă. Minus paranteza rotundă care este 121. 122 plus x minus 1100. Vorbește tu, Darius. David, minus 1111. Închide paranteza. Egal cu. Egal cu. Hai, și acolo. Și acolo se umblă. Da. În loc de 666, și în 6 ori 111. Corect? Da, în loc de 666. Deci egal cu 6, Ionuț. 6 ori 111. Ei, vedem așa. De 6 ori paranteza asta egal cu de 6 ori asta. Ce putem face la egalitatea asta? Atât în stânga cât și în dreapta. Fiind de 6 ori, asta e de 6 ori. Ia să văd cine zice. Ce putem să facem la egalitatea aia? 6 ori ceva egal cu 6 ori ceva. De 6 ori egal cu 6 ori. Ca să ne fie mai ușor. 3, 6 ori 100... Nu, atenție. Îi facem 6666. Nu mulțim iar. Păi da, da. Păi dacă mulțim, mă duc la... Exact. Sau dacă mulțesc aici... Păi toată aia, toată aia... De 6 ori 100, asta. Deci, 122 plus x minus 100, 1111. Toată paranteza. Toată paranteza aceea va fi egală cu 6666. Cu 666. 666. Împărțit la 6. Împărțit la 6. Păi da. Și împărți la 6 și faci totul cu 111. E de parcă aș împărți aici ambii membri a egalității prin 6. Și avem 6. De 6 ori asta și de 6 ori asta. Tu vezi, împarte domnul profesor prin 6 și gata, am scăpat de acei 6. De 6 ori este stânga, de 6 ori în dreapta și tu am scăpat de 6. Am scăpat ei dacă împărțim pentru 6. Ați înțeles? Asta e șmecherie. Da, am făcut împărțirea în ambii membri, că putem înmulți ambii membri. Sau putem împărți ambii membri cu aceeași numără. Ați înțeles? Și eu uitați cum a scăpat de 6. Cât a rămas acum? 1111 minus 122 plus x minus 1111 egal cu 111.
Așa spunea și Daria. Daria, că paranteza asta dreaptă e egal cu 666 împărțit la 6. Tot ai. Tot 1111. Și acum vom face 1111 minus, deschidem paranteza, 122 plus x. Minus. La, minus. E minus în fața paranteze, nu știi tu. Nu. A, a, minus x va fi egal cu 111 plus 1111. Așteaptă un pic, că nu știți voi, nu știu să stau la aici, Daria, trebuie să ai grijă. Pentru că manevra asta care o faci tu, ne afectează destul de urât, dacă nu știm mult niște lucruri. De aceea, eu sunt echipă că am o scădere din asta, minus ăsta, egal cu ăsta, rezultatul. Mm-hmm. Da? Și ăsta e descăzutul. Ăsta e scăzătorul. Da. Ăsta e descăzutul. Eu le mai pot aranja așa. Facem 1111 minus 100. Deci 1111 minus 111 e egal cu scăzătorul. Și adică acolo e 1000. Dar tot aia e 1000. Deci asta toate va fi 1000, da? Hai să scriu, asta e teribil. Excelent. Și echivalent cu? Că toată paranteza ce 122 plus x minus 1111, toată paranteza pe ai spus tu, Ionuț, este egal cu 1111 minus 111. 11 și egal la 1000. Egal la 1000, așa cum ați spus împreună. Corect. Da? Și atunci ieșitul s-a așezat așa. Care este varianta ultimă de scriere a ieșitului? Echivalent, adică ăla de la început care a fost dat așa, este echivalent acum ca formă de scriere cu 122 plus x minus 1111 egal cu 1000. Deci 122 plus x minus 1111 egal cu 1000. Așteaptă. Să ne conducem noi ieșițiul și până intervii. Acum ce faci? Mă rup complet din raționament. Atenție mult acum. Deci gândim așa. Suntem în faza asta destul de aproape. Cum facem acolo, David? Eu nu... Am așa, minusul ăsta egal cu ăsta. Putem să facem 1111 plus 122 și din ce am făcut acolo scădem 1000. Să nu adunăm 1000. Nu mă lua repede că mă pierd. Deci, David, hai să ne închipuim că ăsta este un termen. Eu nu ce termen, da. Ăsta e un termen. Minus ăsta fac 1000. Nu înseamnă că e descăzutul. E tot ăsta așa. Ăsta e descăzutul. Da. Ăsta e scăzătorul. Și ăsta e rezultatul. Da. Adică... Nu înseamnă că descăzutul e egal cu... Facem 1111 plus 1000. Asta e, bă, asta aștept la voi. Ne dă 2000. Deci de aici înseamnă că 122 plus x egal cu 1111 plus 1000. Da. Și face și este egal cu 2111. 2111. Iată forma finală. Aproape finală. 122 plus x este egal cu 2111. 2111. Și putem să aflăm pe x din 2111 minus... Deci de aici x 22. Va fi egal cu 2111 minus 122. Și face... Este egal cu 2088. 2000, da. Ai spus tu? Nu 2000. Luăm ușor. 2 din 11, 9, nu? Da. 2 din 10, 8. Și 1 din 9. 1 din 10. 1 din 10, 9. Și 1. 1989. Da, cred că am făcut bine. Dacă nu am făcut, să mă convinc, adun aici 122. Și 2 din 9, 11. 10-11, 10-11, 2111. Cât 1989. Așa trebuie. Da? 1989. Acum, Daria, te rog să vorbești. Acum poți să vei și spui, eu am făcut altfel. Da? Eu am făcut altfel. Nu știa de unde aveți 122.
și a crezut că ați greșit. De-aia mi-a explicat că eu i-am arătat 11 plus 111. Ați adunat deci, în paranteză. 66 împărțit la 6 face 11. Da. Și 666 împărțit la 6 fac 111. Ea n-a știut că are voie să le adune. Sigur că da. Adun pe ăsta oricât ar fi de departe. Pe toți termenii pe care vreau în adunare, îi adun cu plus, da? Ai înțeles? Deci de aceea am cuplat așa de mine și puteam să las 11 plus 111 și tot să păstrez așa. Dar era deprisos pentru scrierea asta. 11 plus 111, că știu cât face. Face 121, nu? Da? Deci 122, de fost acolo. 122, da. Așa. Finalul este așa. Nu ne ducem mai departe. Mai întoarcem o privire asupra ieșițiului, că ne-a plăcut foarte tare. Da? Deci ieșițiul a avut niște lucruri interesante. Și acum să revedem. Ionuț, povestește-mi tu unde ți-a plăcut ieșițiul ăsta. Noi de aici am început, da? Da. Mie este cel mai plăcut la prima parte. Aici când am împărțit 11? Da. Ei, și hai să mai spunem și mai departe. Au fost încă momente frumoase. Oh. Da? Haide să facem câțiva pași. Ionuț, a fost momentul acela când 6666 l-am vezi, transformat în 6 ori 1111 da. Și fiindcă am avut și 6 în partea cealaltă, aici mi-a plăcut cel mai tare. Corect. Am avut 6 de aici, da? Minus paranteză ori 6. Ei, cine nu se prinde de posibilitatea de a aplica distributivitatea, bâlbuie un pic în ieșițiu. Deci, puteam să las și așa. Adică 666 minus toată asta egal cu 666 și aș fi zis așa. Scăzătorul este ăsta. Corect. Egal din descăzut minus rezultatul. Deci toată paranteza asta și cu minus cu tot. De aceea ar fi fost peste mână păstrarea minusului. Deci eu cred că am adoptat cea mai bună tehnică de lucru la nivelul vostru. Corect. Da? Că altfel nu putem vorbi de lor să-i spune duci într-un membru și ala nu s-a schimbat. Deci, dragilor, mă adresez acum părinților care stau tot timpul în spatele copiilor și ar fi încercat să facă ieșitul ăsta. El a avut un grad de dificultate foarte mare pentru că ești constrâns la nivelul clasei a patra, să lucrezi într-un anumit stil. Dar nu-ți permiți să spui că treci dintr-un membru și ala cu se-ai schimbat. Am auzit automatismul ăsta care se transmite copilor. Nici cei de la 7 acum nu știu ce înseamnă să treci dintr-un membru și ala cu se-ai schimbat. Dar o explicație este aceea, că adunăm opusul, ei știu ce înseamnă opusul și atunci ușor înțeleg de ce se spune dintr-un membru și ala cu se-ai schimbat. Chiar dificil mi se pare pentru ei. Da. Toată povestea, Ionuț, a fost aici. Eu cred că aici e mezul problemei ieșițiului. Mezul ieșițiului este în momentul în care zicem 6 ori 111. Dificil, da. Și 6 ori. Și atunci când scoatem pe 6 ca urmare a proprietății de distributivitate, a înmulțirii față de adunare. Deci în clipa în care aveam 6 ori A, uite Ionuț, așa se desface asta, 6 ori A plus 6 ori B. Și Daria și Davide, așa se desface. Asta e proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare. Uite, am să spun ceva. Ai obligația de la mine să revezi filmul ăsta neapărat, că te-am văzut de câteva ori neatentă. Corect. Și atunci, te-ai situat în poziția elevului din bancă, când profesorul vorbește acolo și tu te ocupi de altceva. N-ai cum să prinzi chestia care vreau, m-am spus eu. Dar fiindcă este în film, dar eu când atrag atenția, acum ți-atrag atenția, le spun tuturor vizitatorilor noștri un lucru. Că dacă la clasă li se întâmplă să fie neatenți, și iată, neșansa e mare că dacă nu ai înregistrat filmul, dacă nu ai filmul lecții. Însă fiind filmul lecții, pentru Daria, în speț acum, da, am anunțat-o că poate recupera ce porțiunea asta care n-a fost atentă, cum o poți recupera? Văzând filmul. Da? Bine că ți-am atras atenția indirect și asupra faptului. E păcat fiind aici să nu urmărești așa, stai, știi cum, să stai ochi și urechi, să urmărești totul, să prinzi totul. Da? Mă întorc acum și zic așa. Vezi, a fost aici.
6 înmulțit cu o adunare. Dacă sunt 2 sau 3 termeni sau 4, n-are importanță. Deci pot fi și mai mulți termeni, se distribuie înmulțirea fiecărui termen de acolo. Mai iau ca exemplu, ca dacă voi prindeți smecheria asta, sunteți cei mai tari. Dacă nu ați priceput aici manevra care a făcut-o eu. De aceea mă iau încă o dată și spun. Scrieți așa. 7 pe lângă A plus B plus C egal cu. Eu nu strictează cât ar face 7 pe lângă A plus B plus C. Păi, 7 este egal cu 7 ori A plus 7 ori B plus 7 ori C. Bun. Egal. Acum facem așa. Vă rog să reușiți să scrieți pe 5 ori A plus 25 ori B egal cu cine? Altfel de scriere decât asta. 5 ori A plus 25 ori B. Păi, într-un fel putem să facem. Adică facem. Zim, dar vrea să vedem. Păi, 5 ori deschidem paranteza A plus 25 ori B. Eu nu l-am luat. Dar să urmărim pe el dacă lucrul v-a greșit sau a spus bine. Știi, tu te gândeai la altceva, dar așteptăm întâi să descifrăm ideea ei, să pătrundem, să vedem ce a spus ea. Tu ai zis așa, Dare. Poftim? Vrei să ștepți tabla? Dacă vreți. A, da. Numai... Să duce până... E drept. Dar vreau să mă las aici un pic, da? Lasă-mă un pic. Deci vine 5 ori A, 5 ori A, plus Daria... Deschidem paranteza. Dar tu mi-ai spus să deschid mai devreme. Ai zis 5 ori A plus 25B. Am deschis. Deci, nu, eu am zis 5. Da. Zi mai departe. Ori, deschidem paranteza. Da. Așa. A. Da. A. 5 ori. Deschide paranteza, nu? Da. După așa. Primul 5, domnule. După primul 5. 5 ori A. 5 ori A, a zis. 5 ori A, dar nu am spus 5, deschidem paranteza ori A. Atenție! 5 ori deschidem paranteza. Așa trebuie spus. Deschidem paranteza. Așa, bun. 5 ori, dar asta nu deschidem paranteza, da, că așa am vrut să credem. Da. A plus B. Plus B, simplu, nu? Da. B. 25 ori nu te deranjează. N-ai nicio legătură. Da. Te deranjează. Păi, fă ceva ta ca să te deranjează. Puneți. Cine știi, Ionuț? Davide? Zi! Ce? M-am gândit în altfel. Facem 5 ori A plus, în paranteză, B ori 20 plus B ori 5. B ori 20 plus B ori 5. Deci el nu insistă pe chestia asta. Dar ca să ne apropiem, să ne ducem și mă întorci la tine, da? Dar să o epuizăm pe asta. Eu aș încerc, dacă ar fi fost 5, hai să luăm un alt exercițiu în care să apară varianta așa. 5 ori A, poate v-am obosit cu am adus prea sus. Da, cred că un pic. 5 ori A plus 5 ori B. Cum puteți să scrieți pe asta? 5 ori A plus 5 ori B. 5 ori A plus 5 ori B. Cum să mai scrie altfel? 5 ori deschidem paranteza plus B. Asta e. 5 ori A plus 5 ori B provine de la 5 ori A plus B, mă, că e distributivitatea. Mulțirii față de adunare. Da? Deci, care este distributivitatea mulțirii? Cum se distribuie mulțirea față de adunare? Să mulțesc fiecare. Aici i-am înmulțiți și eu vreau să scriu de unde provine. De la 5 ori A plus B. Plus B. Da? Ia să mai scriu încă o dată. Vă rog să fiți atenți. Cum să scrie 7? Scrie, 7 A plus 7 B plus 7 C. Acum știu. Zi. 7 ori, în paranteză, A plus B plus C. Așa. A plus B plus C. Deci, dacă tu îi desfaci, îi zici 7 ori A plus 7 ori B plus 7 ori C, da? Vezi? Aici a fost desfășurat
Și tu ai scris sub o altă formă, nu? În limbajul matematic se spune că am scos pe 7 din factori comuni. Deci ușor, ușor, adoptăm nouul limbaj, așa, la care veți ajunge și voi repede, se spune că am scos pe 7 din factori comuni, adică el, factorul ăsta, era peste tot. Era și la primul termen, și la al doilea, și la treilea. Și l-am scos comun. El era comun tuturor și l-am pus în față. Deci am aplicat proprietatea de distribuție. Dar poți să avem A plus A, 5A plus 7B plus 6C. 5A plus 7B plus 6C. Nu mai avem 6C. Nu mai avem un factor comun. Nu avem ce face. Nu-l scoate. Lăsăm deci nu poți să scoți aici. Numai când e comunul... A, dar nu mai când e la fel. Este același număr, da, da, același lucru. Dacă nu, n-ai ce faci, te uiți la el, așa de băi, îmi place. Ce mai încercați odată cu 5 plus 25B să vedem, domnul profesor, dacă ies? Acum, ia să vedem. 5 ori A plus 25 ori B egal cu? Cât? Pe cine să dăm un factor? 3 pe 5. 3 pe 5. 5 pe lângă cât? Pe lângă... Ori? Cât? B ori... A. Ce mai rămâne la primul termen? A rămas de aici. A, nu? Simplu. Pe el ai luat pe 5, a rămas A. Plus? Și la doilea termen? B... El ai luat pe 5, lui 25. B ori A. 5 ori 5. Cine fac 5 ori 5? Păi... 3. Nu, 5. 5. 5 mei. Deci după 5 face 5 ori 5. A plus 5B. A plus 5 plus 5B. A plus 5B. Pentru că când aplic acum, când aplic acum, din 5 ori A plus 5 ori 5, 25. E de parcă am împărțit pe 25 la 5 pe copii. Aaa, ce ușor! Păi de asta e șmecherea asta. Ce ușor e! Da? Hai să mai facem încă unul. Hai să mai facem din 20. Da, pentru că e greșit ăsta ne-a provocat de aici. Da, și tu te rog să lucrezi. Da. Darea, fii atent de calm. Engleză și terminat. Da. Fii calmă și liniștită și urmărește, vezi exact ce lucruri frumoase facem. Da? Bine, zicem așa. Uite, 2A hai să vedem acum. Care plus 6B plus 8C păi, egal cu... Hai mă, faină. 2A plus 6B plus 8C. Cine să prindi? Pe cine putem să scoatem de la fiecare? M-am prins. Pe cine? Scoatem pe 2. 2, sigur că... Și ce rămâne? Ia să vedem ușor acum. 2 ori. Daria, 2 ori. Le scriem paranteza. A, nu 3 am A. A plus 3B! Plus 4C! Asta nu e! 3B! 3B când l-am bătit pe 6 la 2 și vine 3. Și pe 8 la 2. 4C! 4C! Așa vine. 2A plus 3B plus 4C. Pentru că înapoi când înmulțesc copii vine 2 ori A plus 2 ori 3, 6B plus 2 ori 4, 8C. Este exact din la început, e greșit-ul. Ați înțeles? Asta-i poanta. Haideți să mai facem. Mai facem. Cât, uite, 3A plus 6B minus 12C plus 9D egal cu? Ușor. Cine, pe cine se dăm un factor? Pe 3. Pe 3. Pe 3. Pe 3. Pe 3. Și punem în paranteză A plus... 3 pe lângă A plus... A plus... 2B minus 4C minus 4C, foarte bine plus 3D. Bravo. Plus 3D. Bravo, David. Ai înțeles. Deci, asta era poanta. Faptul că încorporat în fiecare, în 6, în 12 și în 9, se află 3-ul. Da. Și noi scrim, pe urmă, rezultatul împărțirii la fiecare din ceilalți la 3, la el mai mic. Că am avut grijă să bag 3-ul ăsta ca fiind... Să vedem dacă și eu nu și Darian. Da, acum fac. Pe ei e solicitat. David, văd că a înțeles foarte bine. Uite. Zicem așa. 4A plus 6B. 4A plus 6B. Aici e mai greu. Nu e greu deloc.
deschidem paranteza. Doi ori deschidem paranteza. Da. Doi ori deschidem paranteza. Deschidem paranteza. 2A. Foarte bine. Plus 3B. Plus 3B. Deci așa, haideți să ne spuneți pentru Ionuț. Perfect. Ionuț, să vedem acum. Să zicem 8A plus 4B plus 12 C egal cu? Îl luăm pe 4. Bravo. 4, da? Să zicem egal cu 4. Este egal cu 4 ori paranteză. Așa. Așa. A. Paranteză, paranteză. Atenție, Ionuț. Nu A, ci cât? Ai 8A acolo. 4A. Păi pe 4 am scos. Taci, taci. Pe lângă corect, atunci. Pe lângă Ionuț. Lasă-mă, Ionuț, să-l lăsăm pe Ionuț să prindă și el. Dacă da. E 8A acolo... 4 ori cât se fac cu 8? 2. Păi 2A. 2A, mă, nu 4. 2A. 2A. Plus. Plus. 4 ori cât se fac cu 4B? 1. Adică 1B. B. B. Plus. Plus. 3C. Bravo, Ionuț. Yes. Acum hai să ne întoarcem mai jos. Hai să ne întoarcem acum. Ok. După ce am înțeles chestia asta, când ați văzut 6 ori, și toate astea ori 6, ce factori cumulate au cei doi termeni? Ăsta și ăsta. Pe cine de fapt au factori? Pe 6. Acum să înțelege de ce eu am zis să scoate pe 6 factori comun. Da? Deci ăsta de aici avea 6 ori. Da. Ăsta de aici avea 6 ori, semăna cu situația aceea de a putea pe 6 să scoatem în factor. Sus, sus, sus. Unde sus, sus, 6 pe lângă. Da. Din primul rămas 1111. Corect. Și din al doilea nu a rămas toată paranteza. O scris la 122 plus x minus 111. Egal cu 6 ori 11. Nu prea fi clar, nu, Ionuț? Mai iau pe atât. Ce vreau? Vreau foarte tare un lucru. Când nu e ceva clar, insistă. Gata, ai ridicat mâna, da? Și zici, nu-mi e clar. Nu-mi e clar și mă insist odată, că vreau să știu și eu. Tu știi ce bine faci și pentru cei care ne urmăresc? Foarte mult bine faci. Pentru că, cu această ocazie, pe mine mă pui să repet, să insist, să găsesc o variantă de exprimare încât să fie înțeleasă și vor înțelege și ei. Deci, Ionuț, hai să ne închipui că ăsta ar fi un A. Și paranteza asta ar fi un B. Și atunci vine 6 ori A plus minus. Minus 6 ori B. Deci vă zic că ăsta în care am notat cu ăsta cu A și pe ăsta tot cu B, 6 ori ori 6 ori B. Se vede că 6 e factorul comun. Adică e comun și ăsta și ăsta. Și face 6 pe lângă A minus B. Așa bine? Ba da. 6 pe lângă. Ți-e clar până aici? Bun. Da. Ăsta a făcut eu mai sus. Când ați 6 pe lângă A, adică 1111, minus B-ul, care este toată paranteza. Minus 120, minus în paranteză 122 plus x minus 111. Da? Deci asta a fost manevra. Eu am sesizat că vouă nu era clar. M-am întors la diversele variante prin care v-am convins că este bine cu scoaterea asta în factor comun. Ați înțeles și acum când m-am întors la exercițiu, voi ați înțeles de ce am zis 6 pe lângă. Că în prima fază aici erau scrise lucruri, dar nu. Nu aveați să... Nu erați deloc, nu prizați deloc, nu erați aproape de ieșiu. Și atunci am... O spun și încă o dată, și încă o dată am să vă spun. Mă opriți când nu vi se pare clar. Că nu, mie... Sigur, efortul meu e maxim atunci când trebuie să sesizez că voi nu ați înțeles. Eu trebuie să fiu atent și la ceea ce vreau să fac mai departe, dar voi mă puteți ajuta să spuneți, aici nu ne-am înțeles, vă rog, încă o dată. Insistați mai bine, ca să înțeleg și eu. Și da. Foarte frumos exercițiul domnului profesor, pentru că avea 6 ori ceva minus, minus ceva ori 6. Vedeți că dacă e ceva ori 6, e practic e același lucru. Deci, ceva ori 6 e și tot 6 ori ceva e. Dar la mulți produsul a două numere este comutativ. Știți, exact. 2 ori 3 egal cu 3 ori 2. Și de-aia am putut să scoatem un factor comun. Cum... Deci, iată ce observă Mihaela, observă că acest 6 s-a arătat aici. Da. Și acest 6 nu este pus în față. E în spate. Dar noi îl putem pune foarte bine în față. Da. Fără nicio emoție. Da. Fără nicio emoție. Nu afectează. Da. Nu afectează exact. Corect. Atunci,
Uite, unii îi place 6 ori, 6 ori. Da, și vezi că ați venit mai repede. Se vezi mult mai ușor, da? Da. Că se scoate 6 factori comun. Deci, da. Foarte frumos, domn profesor. Exercițiul ăsta debea a avut o dificultate pentru dificultate mare față de... Da, da, da. Da. Păi de care? Da. Din acelea, cu factorul comun a plăcut. Da. Ajungem acolo îndată, Daria, și vă mai dau sigur că da, mă dau. Uite, acum vă propun. Și să facem concursul ăla, care să facem într-un minut mai multe calcule. Aproximări. Nu mai facem cu abonați, facem altceva. O secundă. Noi vrem să facem lucruri exact, în genul ăsta de aici. Da. Adică da. Care sunt la care să ne întrebânțăm, să învățăm câte exact. Ceva, șmecherii, curătăți. Da? Da. Hai. Vă mai dau un exercițiu, da? Da, 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 da. Da, da, am pregătit unul să vă pun în dificultate. Hai, dar noi suntem aici o echipă. Și oricât te-ai scrădui tu, da, n-am să reușesc, nu? Reușesc pentru că știm noi, ne ajută mult altul. 1800, domnul profesor, minus. Cum ai spus? 1800, minus, paranteză pătrat. Deci, 1800. Minus, paranteză pătrat. Da. Paranteză rotundă. 205 minus 103. 205 minus 100. Închideți paranteza. 103. Da, 103. Închideți paranteza rotundă ori 2. Da. Plus. Deschideți o altă paranteză rotundă. 705 împărțit la 5. Închideți-o. Ori X. Ori X. Ori așa. Da, ori X. Acum X-ul este așa. Faceți-l de mână. Ori X, X. Așa. Ori X. Închideți paranteza pătrată, așa. Împărțit la 3, este egal cu 1497. 1497. V-am prins, domnule. Nu, nu ne dăm bătuți. Să vedem. Ce nu mă deranjează? X-ul. În afară de X mă deranjează și faptul că e minus o paranteză. Nu suport. Ia aveți o scădere acolo, domnul profesor. Da, am scădere, dar eu vreau să transform repede scăderea aceea. Adică am ăsta mai minus toată asta, a? Fac atât. Mai întâi, ca să ne fie mai ușor, așa? Dăm la... Hai să ne gândim. Facem exercițiu, aducem exercițiul la forma cea mai simplă, adică parantezele să le... Să lucrăm aici. Să lucrăm parantezele. Deci, să mai finisăm. Lăsăm cu minusul acela acolo, mai finisem un pic exercițiu și mai vedea noi ce-o face. Echivalent, cum zice domnul profesor, echivalent. Dar iată să vorbești. Păi, facem 1800 minus, deschidem paranteza pătrată și cea rotundă, 200. Facem calculul acela, te rog. Păi nu mai este paranteza rotundă. Păi nu mai este, dar dacă o lăsăm pe ce să facem paranteză, nu e atât de mare. Lăsăm dreaptă, Ionuț, deci nu suntem într-un conflict. Ok, deci... 205 minus 103? 102. 102, deci avem 102 ori 2, nu? 102 ori 2. Ori ăsta, așa. Plus 705... ori 5, împărțirea 5. Adică poate să faci odată, te rog? Da. Păi 5 intră odată în 7 și ne-ar da cam 2, coborând pe 2, 20 împărțirea 5, 4, 5 împărțirea 5, 11, 145. 141, ai zis. 141 ori A. Ori X, frate. Ori A. Hai să zic că mai m-ai ajutat. Mai m-ai ajutat. Ori A. Așa. Împărțit închide paranteza. Este, da, este egal cu... Împărțit la 3, zis. Nu, am greșit. Este egal cu... De ce e egal? Pentru că vreau să fac 1497 ori 3. Ah. Eu nu ești de acord? Da. Ești de acord, Darius? Da. David, toată lumea e de acord. Eu nu prea. Uite, că avem de ce? Eu nu sunt, dacă nu sunt circunzit. Lasă-ne să continuăm. Da, da, eu nu putem... Nu, David, Daria, dacă mama spune că nu prea e încântată de ideea ta,
e se simt că are ceva concret, nu că nu se opune. E versul invers. Corect. E versul invers. Da, dar aici ai ăsta minus. Da. Nu-i și ăla în paradies, dacă era și ăla în paradies, îți faci împărțit. Atunci ai făcut așa. Mai mic. Dar el, are rezultatul din stânga, are obligații și cu 1800 legate aici. A, atunci facem 1497 împărțit. Nu, poți să împărți, pentru că se leagă de 1800. Dacă să ne fie mai ușor, nu putem face 102 ori 2? Din nou. Așa putea fi făcut acolo. Dar cu alte cuvinte, aici să lăsăm împărțit la 3. Da. Da, să zicem împărțit la 3, egal cu 1497. În concluzie, ce ai vrut tu să faci era o mare greșeală. Dar trebuie să înțelegi asta. Da, trebuie să înțelegi. Nu este vorba că noi te oprim din inițiativa ta, ci pentru că dacă s-ar fi întâmplat, Daria, dacă s-ar fi întâmplat să vezi atâta, paranteza asta ori 3 egal cu, atunci ai avut perfectă dreptate, că paranteza este egal cu 1497. Ori 3, da? Ori 3, că așa vine, nu? Fiind împărțit la 3 egal cu, atunci ai fi mulțit cu 3, pe 1497, dar el e legat de 1800. Este și partea asta în față. Așadar, continuăm. Atunci, 1800 minus, să zicem paranteza pătrată, 204 plus 141 ori a. 204 plus 141 ori a. Împărțit la 3, va fi mai 1497. Și... Domn profesor, mm? Dar de ce noi nu trebuie să facem împărțit? De ce nu trebuie să... De ce nu facem așa, cum spui tu, da? Pentru că hai să surprindem pe toate chestia asta, că ar fi un B. Notăm cu B. Toată partea asta și inclusiv împărțirea, da? Și atunci, ce devine ieșițiu? Mult simplificat. Este așa, 1800. Hai să ținem. Davide, te rog să vorbești. 1800 minus B. Minus B. Egal cu 1479, da? Da. Am aranjat-o într-o formă care e mult mai simpluță. Aici, ce relație... Păi, de va fi egal cu 1800 minus 1479. Corect. Corect. Da. Deci de aici rezultă că B-ul ar să fie egal 1800 minus 1479. E egal cu 303. E egal cu 303. Da, e bine, 303. E bine, 303? Da, dar nu era 1479, era 97. Da, 303. Cât? 497. 497, da. Și de asta am zis eu. Da. Deci, da, 303. Și asta ar însemna că 3, deci că 204... Că tot B-ul. Da, că 204 plus 14 ori a este împărțit la 3. Hai să scrie pe tot B-ul. Deci. Da, ia. Deci zicem 204. Vorbește. Deci 204 plus 141 ori... A, închidem paranteza, împărțit la 3, da. Împărțit la 3, egal cu? Egal cu 303. 303. Acum putem face 303. Acum! Deci, pentru că data trecută, Daria, când mi-ai zis, Daria, trebuie să vorbesc aici. Da, trebuie să vă vorbesc. Data trecută mi-ai spus că 1497 să-l împar la 3. Dar, uite, înțeles ce greșeală l-o făceam? Uite, pe cine trebuie să împărțim? Pe 303? La 3. Nu pe 1497, cum spuneați voi. Pentru că ieșițiu mai avea în componența sa și pe 1800 și era cu scădere și erau chestii. Vedeți, foarte mulți copii, foarte mulți ar fi păcălit pe chestia asta, cum v-ați fi păcălit voi, mersul înapoi, văzând împărțit la 3, ne realizând până la capăt că e vorba de 1800 minus ăsta. Corect. Da? Și atunci e o gravă greșeală. În final, acum am împărțit la 3 și este echivalent. Și facem 204 plus 141 ori a este egal cu 303 ori 3. Și 204 plus... 303 ori, în părere, da. Și 204 echivalent plus 141 ori a, punctul de paranteză, este egal cu 909. Da, și atunci 141... Ori A va fi egal cu 909 minus 204. 141 ori A egal cu 909 minus 204. Da.
și 141 ori A va fi egal cu 705. 705. Și atunci A va fi egal cu 705 împărțit la 141. 141. 141 și 5. Deci A egal cu 5. Câți credeți voi dintre colegii voștri de la clasă ar fi făcut exercițiu? Asta. Asta așa corect, m-am gândit-o noi. Niciun, nimeni. Nimeni. Nimeni, nu? Nimeni. Mai toți ar fi păcălit și ar fi făcut împărțit la 3, mers înapoi și gata cu exercițiul. Da. Pentru că de foarte multe ori în exerciții era toată chestia asta împărțit la 3. Și voi v-ați obișnuit cu asta, că paranteza acolo, de strânge acolo. Eu l-am făcut acum, înaintea dumneavoastră, și mi-a dat același rezultat. Da, mai dacă e respectat pașii ăștia. Da, exact pașii ăștia i-am respectat. Bun, bun, e perfect atunci. Deci ai mers bine. Acum mergem și... Mai facem? Păi mai ne dăm amândoi niște. Da, cum să... Ah, dar nu mai faci, nu ne mai dați dumneavoastră. Se propune să ieșiți? Nu. Cu 3 la 4 A factor comun. Da. A, așa, cu aducerea la același metoda comparației, nu? Nu, 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 asta cu factorul comun. Că le-a dat dumneavoastră. Am înțeles acum. Gata, mai insist acum ca să, da, să mai exersăm pentru treaba asta. Uite-te. 16 A plus 10 B plus 4C egal cu. Hai, cine vrea? Stai, că ne gândim. Mm. Cine vrea? Da. Gata, deja. Pot eu? Zi, da, la 2. La 2 te gândi. Ce tare! Da, zi tot. 2 pe, pe lângă. 2 pe lângă. Păi scrie. Egal cu 2 pe lângă. Mai ca 2 pe lângă. Este egal cu... 8A. Ori, deci deschide paranteza. Da. 8A în paranteză. Da. Plus 5B. Da. Plus 2C. Excelent. Excelent. Acum, Daria. Exact. Te rog să te, să te gândești și tu foarte atentă și să îmi dai foarte bine rezultatul. Deci, corect să-l faci, da? Zicem, 24A plus 16B plus 20C egal cu. Păi, tot la 2. Tot la 2. Bun, ba da, se poate. Se poate și la 2, da. Se poate și la 2. Este un 2, da. 2 ori, deschidem paranteza. 2, deschidem paranteza. 12A. Bun. Plus 8B. Da. Plus 10C. Așa. Și te mai uiți în continuare, nu cumva și ăștia la rândul lor din paranteză mai apăsina? S-ar mai putea împărți la 6 și la 4. Ori, da? Hai să oprim